Este în subdiviziunea Ministerului Culturii, ce a hotărât să susțină cazinoul Național Group, care în trecut își desfășura activitatea în hotelul Național, care știm cu ei aparține. Acum aceștia pretind să acapareze gratuit încă 5 ani spațiul din Teatru Cehov. Astăzi se va lua ultima decizie. Vrem să înțelegeți ce vrem. Vrem să, ca judecătorii să nu se lase vânduți. Ba, suntem pentru a promova mai mult aceste locuri culturale care până când le mai avem în orașul Chișinău. Într-adevăr, noi vedem, suntem martori la foarte multe, pot să spun, crime care se întâmplă, pentru că a distruge un monument istoric sau a distruge un parc, un local de cultură, este o crimă. Aceste obiecte, aceste valori sunt pentru copiii noștri care în ziua de mâine să nu-i trecem prin cazinouri, dar mai mult prin locuri de cultură. Sunt reprezentantul Guvernul Tinerilor din Republica Moldova și noi milităm pentru faptul de a păstra toate edificiile și patrimoniile ce țin de valorile noastre național-culturale. Pentru ca tinerii care reprezintă viitorul unei țări prospere, trebuie să cultive în spiritul lor ceea ce este național, al nostru propriu. Jos mâinile de pe teatru! Noi am contestat, au contestat decizia Curții de Apel Economice Cazinou Național Grup. Anume, ei au depus recurs, nu au fost de fapt decizia Curții de Apel. Este vorba despre o cauză prin care Cazinou Național Grup a pretins neexecutarea unui contract de locațiune, unor încăperi din teatru dramatic Rus Cehov. Și anume, au contestat un contract original care până nu au putut să-l prezinte până la Curtea Supremă de Justiție.
Și, adică, dar în acea copie, dumneavoastră personal, ați depistat sau susțineați că semnătura ar fi de fapt falsă? Nu, eu n-am susținut că este falsă, pur și simplu eu am susținut că nu există așa un contract. El este o copie și, adică, nu poate să examineze instanțe judiciare în cauză fără prezența, adică, unor înscrisuri originale. Dar acea copie era un contract dintre cine? Și dintre teatru, dintre teatru și Casino Național Grup. Trebuie să înțelegeți că este semnătura ex-directul, este semnătura teatru, dar este o copie. Adică e putea să fie din alt contract scoasă această semnătură și acest avion. Și mai spuneați că ați vrut chiar și să dispuneți, să cereți dispunerea unei expertize. Noi nu am cerut expertiză pentru că nu pot să dispui expertiză atâta timp cât nu există un original contract. A contractul cu ce dată este? Contractul trebuie să fie, este din anul 2004, 31 martie 2004. Pentru care ani ei contestează că nu și-ar fi exercitat drepturile în ce perioadă de timp? Ei contestă pentru perioada de 5 ani. Acum adică cât? De la până cât? Din 2004 până în 2009 și a solicitat executarea contractului, adică dacă instanța ar fi pronunțat o soluție în favoarea lor, atunci contractul s-ar fi considerat executat din momentul când erau să fie predate efectiv încăperile. Astăzi nu a fost prezent reprezentantul Casino Național. Da, reprezentantul nu a fost prezent, a prezentat un demers prin care a solicitat amânare de motiv că este, se află staționar, dar instanța este demers. Ce scrie în acel certificat? Că este bolnav de? Nu pot să vă spun, că, pentru că este în limba rusă și cred că sunt date, cred, cu caracter mai confidențial. Astăzi ați obținut glorie. Cum credeți? Vor urma alte contestări? La ce în mod normal, aceasta este o decizie definitivă și irevocabilă. Cred că deja nu mai pot să contest. Mai departe nu există o instanță care să repună în drepturi sau să mai conteste ceva, adică Casino Național Grup. Cel puțin în baza acestui contract, deja nu. Și totuși, Teatrul Național a încasat acea sumă de bani pentru cei 5 ani? Nu a încasat nicio sumă. În baza acestui contract nu a încasat. A încasat în baza unui alt contract, a cărui neexecutare nu s-a pretins. Bun, asta pentru noastră explicați-mi. Cum vă numiți? Tatiana. Puiu, da? Și reprezentantul Teatrului Cehov, da? Mulțumesc!